Lecturi urbane, proiectul unor tineri câmpineni merge mai departe cu noi evenimente culturale ce se adresează oamenilor de toate vârstele. Așa cum am făcut și anul trecut împreună cu doamna Alice Năstase și cu domnul Adrian Suciu, anul acesta vom începe printr-un eveniment care va avea loc la Casa Tineretului vineri la ora 17, o seară de poezie și muzică folk. Am ales muzica folk pentru că știm că mesajul este unul foarte puternic și merge direct la inimile oamenilor și sperăm să avem un public cât mai numeros. Tinerii se arată interesați de aceste întâlniri din cadrul lecturilor urbane. Poate, contrar așteptărilor, pentru unii, cartea nu este nici astăzi uitată pe vreo etajeră, ci este căutată de mulți elevi. Vineri vom avea invitați pe poetul Florian Silișteanu, care este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Are câteva volume publicate. Ultimul dintre volume este Pământ Nicăieri, pe care l-am aici și pe care l-am primit de la poet anul trecut într-o tabără de poezie la Cisnădioara, cu autograf. Îmi este prieten. Profit de prietenia pe care o am cu câțiva poeți care publică pe diverse site-uri de poezie unde public și eu și le-am promis copiilor, de fapt aceasta este contribuția mea la acest proiect, că voi invita de fiecare dată prietenii poeți și prozatori să vină alături de ei. Invitatul surpriză al evenimentului organizat de echipa Lecturi Urbane vine cu o chitară, cu melodii folk, mesaje profunde pentru iubitorii muzicii sale. Vorbim de Emery Kimbre. Avem și un invitat special adus de Florian Silișteanu, prietenul lui, folkistul Emery Kimbre. E surpriza pe care am primit-o cu toții din partea lui Florian, un cadou, ca să zic așa, de care ne vom bucura. Copiii au fost entuziasmați. Și eu m-am bucurat, ne-am implicat foarte mult de data aceasta. Sperăm să vină cât mai mult oameni, cât mai mulți câmpineni. Nu ne adresăm neapărat tinerilor, ci doar câmpinenilor. Cine dorește să vină să asculte poezia lui Florian Silișteanu și să asculte melodiile lui Emery Kimbre. Vineri la ora 17 la Casa Tineretului vă întâlniți cu proiectul care are intenția de a-i face pe oameni să înțeleagă faptul că lectura are rolul ei bine determinat. Lecturi Urbane va merge mai departe.